Mare interes pentru dumneavoastră, pentru presă. Ne-ați tot întrebat ce se întâmplă cu cei doi consilieri excluși, unul dintre ei, consilier județean, unul dintre ei și-a dat demisia cu 2 luni. Ieri am primit o științare pe care o să vă și citesc, este destul de scurtă, de la prefectură. La adresele dumneavoastră înregistrate sunt numărul de mai sus, prin care solicitați emiterea ordinului, prin care să se constate încetarea mandatelor de consilier județeni ai domnilor Fereșer Gheorghe și Uțiu Ioan, înainte de termen, conform articolului 9 și 12 din legea numărul 393/204, alăturatul comunicăm ordinele, numărul emise de prefect. Nu o să mai citesc tot ordinul. Constată încetarea mandatului consilierului județean Fereșer Gheorghe înainte de expirarea duratei și normale a acestuia și declară vacant locul consilierului județean din cadrul Consiliului Județean. Așa, și celălalt la fel este constatarea încetării mandatului consilierului județean Uțiu Ioan. Tot așa, prezentul ordin devine executoriu de la data comunicării. Mai poate fi atacat în instanță de contencios, respectiv și la tribunal, și va fi comunicat și deșilor. Și când se va face trecerea? Când o să ne comunice, o să ne ceară Consiliul Județean. Din câte știu eu, nu mai trebuie să aștepte. Executorii a zis decizia. Executorii nu mai trebuie să aștepte. Sper ca domnul președinte al Consiliului Județean să procedeze așa cum a procedat și până acum, să nu mai lungească și să ne ceară următorii pe listă. Care sunt următorii? Domnul Marincaș aici de față și domnul Jidvean Alin de la Blaș, consilier avocat. Așa, sper că în prima ședință să-i și revoce și să-i și numească pe cei doi consilieri. Deci ar trebui la ședința de la sfârșitul lunii ianuarie să-i revoce. Așa ar fi normal, dacă domnul președinte binevoiește, dacă nu, nu știu ce va face. Și sunteți pregătiți pentru a prelua? Da, bineînțeles. Am mai fost și consilier în 2012-2016 și m-aș bucura să formăm din nou grupul ALDE în cadrul Consiliului Județean, fiindcă acum nu este un grup unic, dar noi suntem din afară. Ori dacă mergem, suntem 3 consilieri județeni acolo, formăm grupul și contăm și noi în luarea unor decizii și aprobarea unor hotărâri de Consiliul Județean. Noi ne dorim lucrul ăsta, ne dorim din vară, de când au câștigat alegerile locale. Știți bine ce s-a întâmplat cu cei 3 consilieri județeni. Noi de atunci n-am mai contat în Consiliul Județean. Prin urmare, ne dorim acest lucru să fie cât se întâmple cât de repede. Și chiar și eu transmit un mesaj către domnul președinte Ioan Dumitrel că să procedeze la fel cum am procedat și cu ceilalți consilieri ai domniei sale, cu zeci de ceni, care imediat, din moment ce li s-au fost validate mandatele domnilor parlamentari Bumbu, Răcuci și Roma, imediat au fost revocate în aceeași ședință și în cealaltă ședință au fost, și numiți, s-au depus jurământul ceilalți consilieri. Și sperăm că și pentru noi face ceea ce realitate. Da. Eu aș vrea să menționez, să subliniez că cei 3 consilieri județeni ai noștri sunt 2 avocați și un jurist. Da. Deci avem o echipă de consilieri cu foarte multe partii de șatorii. Cu domnul Feneșer și domnul Țiu ați mai vorbit? Eu personal n-am mai vorbit. Nu m-am întâlnit cu dânsii niciodată, nu ne-am sunat. Au primit și dânsii aceeași adresă de la prefectură? Normal, așa, cred că au primit și dânsii.
Eu am avut o întâlnire cu domnul Țiu, chiar aici la sediu, și dumneavoastră spunea ce... Eu l-am întrebat, cum de mai stați în Consiliul Județean acolo? Face, păi nu mi-a cerut demisia. Păi tu vă cer, eu acum bații. Și probabil dumneavoastră va înțelege mai bine ca domnul Fedeșer, probabil. Cum a înțeles și domnul Chioble, care și-a dat demisia. Când un partid nu te mai vrea, nu mai ești în rândul lor, e normal să îți lași prietenul politic, nu mai poți să stai acolo. Da? Asta este. Un subiect